Bună dimineața! La ce ochi ești? Trebuie la stepenes, ar tepenes. Nașa calic pe ea, na andarul mașcarul ea ca. Nașa andarul can, nașa andarul nac, nașa andarul catar ca vestu. Și acum vine aia, pupan. Dragi prieteni, a fost așa o discuție despre ce se întâmplă cu mine. Mă doare foarte tare capul. Cum te doare capul la ora asta? Am impresia că Sorin Sandu ori m-a deocheat, ori îmi mănâncă energia asta, că el e vampir energetic. Stai, să nu-ți fie de ochi. Este o acuzație gravă, această acuzație rostită în fața camerelor de luat vederi. Așa. Probabil că voi înainta o petiție la așa. Parchetul general. Da, neapărat. Pentru că neapărat pentru a face astfel asta. De acuzații, sigur, va trebui să vii să demonstrezi probe și științifice, da. Fii atent, prima probă e pe Facebook. Intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România și spuneți asta, dacă Sorin Sandu m-a deocheat sau nu. Asta nu este o probă demnă de parchetul bine, general. Bine, 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 ții tu probele. Juridice. Hai să vedem. Ce să vedem? Urmărim mai întâi titlurile ediției de astăzi, după care revenim la discuția noastră. Să știi că mă gândesc foarte, foarte bine la gândește-te, această gândește-te, gândește-te. Urmărim titlurile ediției de astăzi. Mi-am zis eu la fel. Săptămâna aceasta la Inforom aflăm la ce dată se serbează Ziua Limbii Romanii. Tot acum aflăm în ce sector al capitalei s-au acordat recomandările pentru elevii romi în vederea înscrierii la liceu. Acestea, dar și alte știri, urmăriți doar la Inforom. La un ceai cu rom, invitații din platoul nostru sunt Gheorghe Sarău și Elena Radu. Romul de 10 este unul dintre cei mai iubiți muzicanți din Ploiești. Despre cine este vorba, rămâneți cu noi și veți afla. Nu plecați, revenim în câteva momente la cea mai iubită emisiune cu și despre romi. Și eu m-am născut în România.
Pe dinainte, în auz, ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu, dragă telespectatorule, tu, draga mea colegă Zita, pentru că ne pregătim cu multe informații, nu? Da, mai ai ceva de zis? Nu, aici am vrut să spun, mi-am făcut o introducere la acest speech, am spus ceea ce aveam de spus, acum este rândul tău. Dragi prieteni, urmează InfoRom. Ai fost foarte sintetică. Normal. Conform deciziei UNESCO, data de 16 iunie a fost declarată Ziua Mondială a Limbii Romani. Limba romani este foarte apropiată de hindi, una dintre limbile vorbite în India. Două treimi din vocabularul și din gramatica de bază sunt indiene. Restul îl constituie cuvinte împrumutate, în cea mai mare parte din limbile persană și greacă. Având una și aceeași limbă, romii din regiuni diferite și îndepărtate pot comunica foarte ușor între ei. La ora actuală, în întreaga lume există peste 4,8 milioane de vorbitori de limba romani. Țara cu cei mai mulți vorbitori este România, cu 273.500.000 de persoane, urmată de Slovacia, cu peste 250.000 de persoane. Alte țări unde numărul de vorbitori e de peste 100.000 sunt Cehia, Bulgaria și Ungaria. La Romul de 10 îl cunoaștem pe Grigoraș Stoica. Acordeonistul în vârstă de 81 de ani ne povestește alături de cine a avut onoarea să cânte în anii de glorie. Rămâneți cu noi! Traseul vostru educațional, liceul sau școala profesională, pentru cei care doresc acest lucru, va fi ceva unic și ceva
din care veți rămâne cu multe amintiri, cel puțin pentru marea majoritate, chiar și cei care sunt adulții prezenți aici. Sunt sigură că cele mai frumoase amintiri le au din perioada liceului, nu-i așa? Sunteți de acord cu mine? Săptămâna trecută, elevii care învață în sectorul 4 al capitalei s-au prezentat la școala gimnazială numărul 133 pentru a intra în posesia recomandărilor în vederea înscrierii la liceu pe locurile alocate romilor. Am venit pentru locurile speciale de rom ca să mă înscriu. Ce materii îți plac? Ce liceu vrei să urmezi? Vreau să urmez liceul Mircea Vulcănescu, e pe profil economic. Cu nepoțelul meu am venit. Să ne ajute Partida Romilor să poată să intre la un liceu. Cât de important este să primiți această recomandare pentru nepoțel? Foarte important. E vorba despre viitorul nepoților, al copiilor noștri. Vrem să urmeze o școală, să fie niște oameni pentru viitor. Ce liceu vrea să urmeze băiatul dumneavoastră? Economic, viilor. Pentru recomandare și înscrierea la un liceu sau unde vrea să ducă. Învață bine? Urmez. Eu cred că da. Ce liceu vrei să urmezi? Media. Materii îți plac, ce note ai? Păi, am note bune. Nu am o materie preferată. Vreau să vă spun exact niște date pe care vi le-am și dat, de altfel. Deci pe această hârtie sunt niște informații față verso de care aveți dumneavoastră nevoie. Sunteți la momentul zero în care veți primi aceste recomandări din partea organizației pe problematică Roma a sectorului 4. Toate informațiile referitoare la admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în licee sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. Ați venit cu domnișoara astăzi? Da, da. Spuneți-ne de ce? Ca să o scrim la liceu mai departe, să învețe ceva care noi n-am învățat. Vrea să urmeze, cât de important e să învețe mai departe? Pentru mine este important, vă dați seama, și pentru ea, și să dea la un liceu unde îi place ei ce să învețe ea, ce îi place ei să facă. Ce vrea bunul Dumnezeu mai departe. Ce liceu vrei să urmezi? Spiru Harer, Tarte și Meserii, stilist. De ce ai ales profesia asta? Pentru că îmi place și pot face ceva și pot ajunge ceva din această meserie. Sprijină părinții în acest sens? Desigur, din toate punctele de vedere și le mulțumesc pentru asta. Noua recomandări la noastră au fost că copiii și-au dorit mai mult școli profesionale decât licee, ceea ce pe noi ne bucură, pentru că așa vor avea o meserie. Deci asta e noutatea, că copiii au cerut mai multe recomandări. Noi am eliberat undeva la un număr de 140 de recomandări, dintre care vreo 60 către școli profesionale, ceea ce ne bucură. Îmi povesteau părinții că mulți și-ar dori lăcătuși, mecanic auto, era și ospătari, bucătari, chiar și către, spunea cineva despre frizerie, coafură. Deci sunt idei foarte multe din partea părinților și copiilor anul ăsta, față de ce a fost anul trecut. Campania SOS Copiii Romi, derulată în urmă cu 12 ani, asigură creșterea accesului la educație pentru elevii de etnie romă care vor să-și continue studiile. Ce le urați copiilor acum pe ultima sută de metri? Multă baftă la capacitate. Ăsta e cel mai bun gând pe care pot să-l am. Să tot să ia capacitatea cu mine, să treacă tot să meargă la școli profesionale și licee. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă, care se eliberează în mod gratuit de către organizațiile rome. Împărțirea locurilor pentru candidații romi se realizează în perioada 6-7 iulie 2017 de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din Capitală. Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Menționăm faptul că admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul 2017-2018, aprobat de Ministerul Educației. În București, cele mai multe locuri pentru elevii romi au fost acordate la următoarele licee. Colegiul Economic Viilor, 28 de locuri. Colegiul Economic Hermes, 22 de locuri.
Colegiul Tehnic Mihai Bravu, 16 locuri. Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, 14 locuri. Colegiul Național Spiru Haret, 14 locuri. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, 12 locuri. Colegiul Tehnic Energetic, 12 locuri. Colegiul Tehnic Media, 12 locuri. Colegiul Național Iulia Hdeu, 12 locuri. Liceul Teoretic Nicolae Iorga, 12 locuri. Colegiul Național Ile Caragiale, 11 locuri. Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, 10 locuri, Liceul Teoretic C. Arosetti, 10 locuri, Colegiul Tehnic Petru Maior, 10 locuri, Liceul Teoretic Traian, 10 locuri, Colegiul Economic Adexenopol, 10 locuri, Colegiul Economic Virgil Magiaru, 10 locuri, Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu, 10 locuri, Colegiul Național Ion Neculce, 10 locuri, Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, 10 locuri, Colegiul Tehnic de Aeronautică Aricoandă, 9 locuri, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, 8 locuri, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, 8 locuri, Colegiul Național Aurel Vlaicu, 6 locuri, Colegiul Național Mihai Viteazu, 6 locuri, Colegiul Național Cantemir Vodă, 6 locuri, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița, 5 locuri și altele. Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte. Cerere de înscriere specificând doar opțiunea pentru liceu, fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze, fișa de înscriere pentru 2017, anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, copie după cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere în copie legalizată, recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație, adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor 5-8 și media de admitere, foaia matricolă pentru clasele 1-8 și fișa medicală. De menționat faptul că în capitală dosarele se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului prin intermediul centrelor de înscriere din cele 6 sectoare până la data de 4 iulie 2017. Iată care sunt centrele de înscriere. Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, Școala Gimnazială numărul 39, Școala Gimnazială Barbu de la Vrancea, Școala Gimnazială numărul 133, Școala Gimnazială numărul 131, Școala Gimnazială numărul 279. Vă amintim că toate informațiile referitoare la calendarul de admitere sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. În cele ce urmează vă arătăm care este situația cu locurile speciale alocate romilor în sistemul de învățământ superior pentru anul școlar 2017-2018. În București, anul acesta, cele mai multe locuri pentru romi au fost acordate la următoarele universități. Universitatea Politehnică, 8 locuri la licență, 4 la masterat și 5 la doctorat. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, 5 locuri la licență, 5 la masterat și 2 la doctorat. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 10 locuri la licență, 5 la masterat și 2 la doctorat. Universitatea din București, 61 de locuri la licență și 28 la masterat. Principalele elemente de noutate, spre deosebire de anii precedenți, sunt, pe de o parte, acordarea în acest an universitar, în anul universitar 2017-2018, a unui număr de 62 de locuri la doctorat pentru tinerii romi, față de anul trecut, numărul total de locuri, atât în sistemul universitar, cât și în cel post-universitar, aici mă refer la master și la doctorat, depășește numărul alocat anul trecut cu peste 300 de locuri, ceea ce înseamnă că este un pas extrem de important. Am demarat o serie de activități de informare și pentru elevii claselor a 12-a, elevi care urmează să susțină examenul de bacalaureat, în vederea consilierilor și oferirea unor informații extrem de importante în ceea ce privește admiterea lor după examenul de bacalaureat pe locurile speciale alocate studenților romi în universități. La nivelul celor 15 centre regionale ale Partidei Romilor s-au constituit echipe formate din tineri
unii dintre ei studenți, alții masteranți, care se deplasează, după un program foarte bine stabilit, se deplasează atât la nivelul comunităților locale de romi, cât și în principalele licee din județele respective, implicit din regiunea sau de pe raza județelor care alcătuiesc regiunea respectivă. Locuri speciale pentru romi la universități sunt acordate și în celelalte orașe ale țării, după cum urmează. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca oferă 60 de locuri la licență, 25 la masterat și 9 la doctorat. Universitatea din Craiova, 33 de locuri la licență, 14 la masterat și 3 la doctorat. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, 14 locuri la licență, 12 la masterat și 5 la doctorat. Universitatea din Pitești, 46 de locuri la licență, 29 la masterat și 2 la doctorat. Universitatea de Vest din Timișoara, 30 de locuri la licență, 12 la masterat și 3 la doctorat și altele. Ceea ce consider eu că este important în momentul de față este ca acești tineri și părinților să se intereseze, să ne apeleze cu încredere atât la nivelul celor 15 centre regionale, cât și la nivelul municipiului București, să intre pe site-ul organizației noastre www.partidaromilor.ro, să intre pe pagina de Facebook a organizației, să solicite în timp real toate informațiile de care au nevoie, iar noi vom fi alături de toți cei care ne vor solicita sprijinul, le vom oferi informații extrem de importante și, bineînțeles, le vom elibera și acele recomandări de apartenență la etnia romă. Cu privire la locurile speciale pentru studenții romi în universități, trebuie menționat faptul că aceste locuri sunt alocate și sunt subvenționate de la bugetul de stat și sunt alocate peste cifra de studenți permisă într-o universitate pe locuri de la buget. Deci, practic, nu există niciun fel de nedreptate. Primele locuri acordate pentru romi în învățământul universitar au fost repartizate în anul 1992. La Facultatea de Asistență Socială din cadrul Universității București a fost atunci implementată măsura de încurajare a tinerilor romi prin alocarea a 10 locuri. Un an mai târziu, alte 3 universități acordau locuri pentru romi, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Numărul acestora a crescut de la an la an, doar în folosul tinerilor care vor să studieze. Dragi tineri de etnie romă, dragi părinți romi, vă rugăm să ne apelați cu încredere, veniți să solicitați recomandarea de apartenență la etnie care vă este necesară la întocmirea dosarului pentru înscrierea la facultate, solicitați informații de la organizația noastră Partida Romilor cu privire la locurile alocate elevilor, studenților de etnie romă în universități, inclusiv la master, inclusiv la doctorat. Noi suntem prezenți în sediile și în locațiile publicate și la adresele indicate pe site-ul organizației. Suntem aici cu echipa de tineret pentru a vă oferi cele mai bune informații și pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. Este dreptul dumneavoastră, e dreptul copiilor dumneavoastră de a merge mai departe, de a urma o instituție de învățământ și sigur că da, de a mări șansele ca ulterior să aibă posibilitatea să găsească un loc de muncă și să fie cineva în viață. Succes tuturor! O Grigoraș Stoica, ec Manuș, Octo Ardeșa, ec Berșengoro, si o mai puro bașa al no, andaro ploiești, ca ilea cana dilea bel ai bașavel, pura ne ghilea. Grigoraș Stoica are 81 de ani și este unul dintre cei mai bătrâni rapsozi din Ploiești, care cântă melodii de altă dată. Refrene de altă dată, Zita, într-adevăr, uitate de multe ori de tineri din zilele noastre, dar de foarte tine, frumoase, de mine. Dar foarte frumoase. Păi parfumul, parfumul exact. De altă dată. Noi vrem una alta să ne înnoim, să ne modernizăm, să ne... Hai să păstrăm un filon către tradiție, ca să, de unde să ne extragem seva, nu? Să știi că el a cântat și cu Romi Capuceanu, a cântat și cu Gabi Luncă, cu Ion Onoriu, oamenii mari și frumoși exact. Ai muzicii lăutărești din România. Urmărim toate astea la rubrica noastră Romul. O rom de șengoro. Romul de 10.
L-am cunoscut într-o zi de primăvară și ne-a cântat la umbra cireșului din curtea casei lui. Grigoraș Stoica, sau mai bine zis Grigoraș de la Ploiești, așa cum îl cunoaște toată lumea, provine dintr-o familie de lăutari renumiți. A împlinit 81 de ani și este printre ultimii rapsozi care au mai rămas în zona Ploieștiului, care mai fredonează romanțe de inimă albastră. M-am îndrăgostit încă fiind în familie de lăutari, nu erau muzicanți, nu citeau note, erau lăutari. Toți frații lui taică, erau patru frați, erau trei cu vioara și unul cu țambal, în care m-am născut și am auzit prima dată țambalul acordându-l un frate de-a lui taică-mi. Și auzind această muzică, m-am îndrăgostit de muzică. La 13 ani am început să cânt la vioară, la 13 ani, până la 15 ani. La 15 ani taică-mi a zis, domnule, să-ți iau acordeon, că vreau să cânt și eu cu tine. Era criză de acordeoniști acum 65 de ani, vă dați seama, era unul culo, unul culo. Nea Grigoraș este un romantic incurabil. A trăit și a iubit într-o viață cât alții în trei, iar amintirile sunt pe măsură. A colindat țara în lung și în lat și a cântat peste tot acolo unde era chemat, din toate stilurile muzicale. Cel mai mult mi se potrivesc romanțele. Romanțele mi se potrivesc și cântece de pahar. În apă se coboară peste castanii florii, încep să apară perete îndrăgostiți. Oamenii întotdeauna nu gândesc numai la melodie, cel mai mult îi pasă textul, ce zice acolo. Nu îi interesează că ești răgușit, că cânti prost, că n-ai voce, că cânti răgușit sau... Îi interesează ce ai zis, vorbele. Nea Grigoraș a fost un autodidact. Tot ce știe a învățat de unul singur. Iubește viața mai mult decât orice pe lume. De când se știe și a câștigat existența doar cântând. La fel se întâmplă și acum, ne povestește el, cu spiritul lui de glumă inconfundabil. Fiind părinții mei sărași, nu m-a dat. Erau vreo doi acordeoniști acolo, mai bătrâni ca mine, cu 10-15 ani, care aveau acordeoane. Nu m-a dat, n-avea bani. Ce erau bani ăștia? Și am învățat singur. Să știți că și acum cânt. Nu mai cânt așa la anunț, era mai mult la îmbrăcat mireasă, că de dezbrăcat o dezbrăcă zilenică, știți? Și eu când l-am îmbrăcat. Mă ții minte, măi, dragă mărie, când noi erau struguri copții vie, și tu erai mica măriuță, nu știi nechitei de aguriță. Sincer să fiu, aud de nevastă, mă știe și ea precis, eram foarte îndrăgostit, pentru că mă uitam că poate și lor le plăcea, poate nu pentru că le am frumos. Le plăcea faptul că cântam niște melodii care erau pe placul lor. Și ascultăm muzică, sigur, normal că le plăcea mai mult de muzică decât de mine. E ca și când am fi deschis o filă de poveste și am fi cunoscut două personaje de basm care își trăiesc încă povestea de iubire. O poveste care s-a născut din muzică și care a durat ani la rândul, tot datorită muzicii. N-am scăpat de el. Îmi place să glumesc. Haideți să glumim. Cum v-ați îndrăgostit de domnul Grigoraș? Dacă am fost la câteva case, sigur că ne-am îndrăgostit vreunul. Știți că am fost vecini. Da, pe aceea stradă. A treia casă, știți că e și o melodie. De la mine a treia casă, mă scura la nevastă. Și ne-am îndrăgostit, ca copii aproape. La... Avea 15, 17. Eu de cât am văzut, la inimă mi-ai căzut. Și de atunci nu pot să te mai gândesc. Eu sărac și tu, săracă, la mândoi în viața are dragă. Nu te-am luat pentru avere, te-am luat pentru mânghiere, să vii tu stăpân în casa mea. E om bun, cu copii, cu nepoții, cu... N-are suflet rău, n-are. Acum vă mai cântă? Păi da, cânt și eu cu el. Și că mie îmi place, mi-a spus. Fără, fără text. Mai ales îi place o ciciorne. Așa, bravo.
simțeam nevoia. Îmbătrânesc și tot mi-e dor de tine. Nu vezi că părul meu se așterne iarna vieții tot mai greu. Îmbătrânesc și anii râd de mine. Deși îmbătrânesc, eu tot te mai iubesc. Asemănarea fizică a lui Nea Grigoraș de pe vremea când era tânăr este izbitoare cu cel care a fost îndrăgitul Gică Petrescu. E mândru nevoie mare că a avut onoarea și a cântat alături de marii artiști ai muzicii de petrecere. Cu Gică Petrescu, de exemplu, cu Romica Capuceanu și mai vă spun despre Gabi Luncă, cu Onoriu am copilărit așa vreun an de zile, plus că în fiecare an mă duceam câte o săptămână, două la bunici, la Fântânele, la Cojească. Cu care am cântat, care, în fața căruia m-am simțit totdeauna timorat, fiindcă în momentul când era în timpuri, când eram eu tânăr, era foarte exigent și elegant și nu puteai să vii lângă el, să nu știi să cânti bine și să nu fii îmbrăcat bine. Adică era model. Ce să-i urez? Ce vrea Dumnezeu să-i dea? Sănătate, sănătate, sănătate. Așa, să trăiești, să ne trăiești. Îți mulțumesc mult. Să ne mai trăiești un pic. Vom merge duminică, să jucăm la ură, lumea să stea în loc să ne privească. Iar mama bucuroasă, că și are onoare, fericită inima să-i crească. MFN-au lângă celor, penau lângă te lelpes de muzică romanie, te bașauel, pescă, care te știți el, te trăiți el, șucar, ca la Bașaul șucar, înseamnă el că si li la ce, te Bașaul te încărel pe că e familie, te încărel familie. Le roman terne ca e si terne, te gălel e muzica așa, si mai la ci, s-ar si mai la ci, ca te știți el, te trăiți el, șucar. Corcoro, că bucale scorcoro, are o lotină romă, are o lotină romă. Că e loc mutatoro, te-a del mi-a del mi-a del mi-a. Muzica a fost și este oglinda sufletului. Ne-am despărțit de Nea Grigoraș, convinși fiind că artistul va continua să cânte. Și o va face cu aceeași emoție și cu aceeași bucurie, până în ultima zi. Și eu m-am născut în România. La un ceai cu rom, Gheorghe Sarău și Elena Radu ne vorbesc despre frumusețea limbii romanii. Cei doi evidențiază cât de mare este meritul mamelor de a-și învăța copiii limba romanii. Ba, hai să astipe, Mipen! Hai, te traiesc! Mipen! Te pies, e ceaiul romosa! Te traiesc, litu, Mipen, dar s-ar că era smarasul cu cea ceaiul ăsta, trebuie să la avert de aici, avert mare. Cum se zice, e prea are, de vreme. Are subtitrare? N-avea subtitrare, nu, hai să vorbim, hai să subtitrăm. Deci Sorin Sandu zice că nu trebuie să dăm așa... Cu ceaiul, dar știi ce cauză? Da. El fiind călduț, moleculele se vor zdruncina foarte tare, știi? Fizica atomică cu doctor profesor Sorin Sandu. Ai un accent foarte interesant. V-ați prins, dragi prieteni? Urmează rubrica La un ceai cu La un ceai cu Rom. La un ceai cu Sorin da, Sandu. Ca să nu fim, da. Știi?
la un ceai cu rom, exact. Un ceai bun, excelent. Te dedicați. Dragi prieteni, bine v-am găsit la un ceai cu rom. Astăzi o ediție dedicată Zilei Mondiale a Limbii Romani. Limba romani, unii dintre dumneavoastră poate știți, alții poate nu știți, se trage din străvechea limbă sanscrită. Ea este înrudită cu hindi și panjabi, limbi care încă se vorbesc, care se vorbesc în momentul de față în India. Așadar, există o legătură foarte strânsă între limba romani și India. Se spune, spun lingviștii, vom afla dacă așa este, dar se spune că două treimi din vocabular și din gramatica de bază sunt indiene, sunt de asemenea cuvinte împrumutate din limbile persane, greacă și din limbile populațiilor în cadrul cărora romii trăiesc în Europa și în lume. Vorbim astăzi despre limba romani, o limbă care, deși este vorbită de foarte mulți oameni, inclusiv aici în România, este încă necunoscută. Romii acești etern necunoscuți de lângă noi. Vorbim așadar despre limba romani, o limbă care se studiază și la nivel, inclusiv la nivel universitar aici în România și nu numai în România. Despre acest subiect cu doi invitați dragi mie, domnul profesor dr. Gheorghe Sarău, titular al catedrei de al secției de limba romani din cadrul Facultății de Limbi Străine a Universității București și consilier în cadrul Ministerului Educației Naționale. Domn profesor, mă bucur tare mult să fiți alături de noi aici în emisiune. Mă bucur și eu că am revenit. Bună ziua tuturor. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Și dr. Elena Radu, profesoară la școala 136 din capitală. Sărutmâinile, bine ați venit. Bine. Deși vorbim despre limba romanii, cu doi oameni care vorbesc limba romanii, vom vorbi în limba română pentru a ne fi un pic mai ușor din motive tehnice. Altfel mi-ar fi făcut mare plăcere să discutăm în limba romanii, domnule profesor și doamna profesoară. Putem avea subtitrare. Domnule profesor, ca o informație de început, din statisticile dumneavoastră, știu că sunt studenți și elevi la cursul de limba romani, pe care dumneavoastră, așa să spunem acest lucru, domnul profesor Gheorghe Sarău este promotorul studiului limbii romani în școala românească, în România. Și îmi povesteați la un moment dat că ați făcut niște calcule cam câți vorbitori de limbă romani ar putea exista. Sigur, poate nu e un număr exact, dar așa o statistică... Da. Procentual, lucrul ăsta s-a dovedit încă din 1991, când la Ministerul Educației, în compartimentul pentru minorități de atunci, lucra Ina Radu și a avut ideea de a cere inspectoratelor școlare să le comunice care sunt romii din fiecare județ în sistem școlar și care vorbesc, care nu vorbesc. După ani, în 1998, am luat acel document și am calculat. La vremea respectivă, anul școlar 90-91, erau 62,27% dintre elevii care frecventau școala și care vorbeau limba romani. Dintre elevii rom sau numărul? Elevii rom care frecventau școala. Asta înseamnă că dacă în 91, 62,37% erau copii vorbitori de limbă, înseamnă că și părinților, și bunicilor, și unchii, mătușile. Pentru că limba s-a transmis, sigur. Acum vin sociologii și pe bază de eșantion sau treaba lor cum calculează, dar calculează greșit. De ce calculează greșit? Pentru că, vedeți, când vorbim de limba romani, trebuie să recunoaștem că așa cum este ea conservată, prezervată, este meritul, constituie meritul mamelor rome. Care ele? Atât cât știu, cum știu, graiul pe care îl vorbesc, transmit această limbă. Chiar mă întreb ce ne-am face dacă nu s-ar mai transmite de la mamă la copil această limbă. De ce? Ăsta e primul nivel, nivelul de cunoaștere de acasă, din bucătărie, din casă, din curte, din mahala, din comunitate. Da?
Și dacă omul merge mai mulți ani la școală sau mai puțini, el rămâne cu aceste cunoștințe. Al doilea nivel ar fi, dacă vine la școală, poate să aibă șansa să studieze și ore de limbă maternă romanii în cadrul organizat, 4 ore pe săptămână, începând cu clasa pregătitoare, terminând cu clasa 12. Sau să învețe integral în această limbă, cel puțin până la clasa 4 inclusiv se poate face lucrul ăsta, fără nicio problemă. Avem cadre didactice, avem manuale, avem tot. Bun. Acesta e deja alt nivel. Deci omul știe limba de acasă, vine și cunoaște o variantă, cum bine au scris unii pe Wikipedia, că Gheorghe Sarău a propus o variantă purificată a limbii romani. Da. O variantă purificată este o sintagmă care ar putea să ridice anumite semne de întrebare, domn profesor. Păi să ridice, pentru că mulți vin și spun limba asta inventată. Fals, nu e deloc inventată. Limba asta lui Sarău Curtiade, sau Curtiade Sarău. Da, știu sintagmele. Iar este fals. Dar ce înseamnă variantă purificată? Un moment. Și eu am fost șocat la început când am văzut postata cu vreo 10 ani, 15 ani, nu știu de când e acolo. Dar are dreptate omul de acolo, cum au dreptate și cei care nu înțeleg ei ce e cu limba asta comună. Și spun de multe ori, dar nu vorbiți ca la noi în sat. Bravo, te-ai prins, bravo, felicitări. Chiar nu trebuie să vorbim ca în satul tău, sau ca în dialectul tău, sau ca în graiul tău. Că și românul când merge la școală, iată, știe de la mama lui, că se zice amu, acuș, da? Acum, și, o formă și la școală află din carte că forma legitimă este acum. Dar, domnule profesor, și că celelalte în evantai, acum amu, acuș, acușica, acușila, acmu la cronicar chiar există forma, sunt niște forme alterate fonetic. Dar valabile în aceeași măsură, dar până la urmă, sunt valabile pe stradă, acasă, înapoi. Când te duci acasă poți să vorbești așa. Dar dacă scrii, nu poți să mai vii cu sichiol, 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 sichiol. A învăța, verbul a învăța, păi, cu mai multe variante ale verbului. Vii cu varianta legitimă, nealterată, de fapt. Deci noi vorbim de forme regulare, nu forme inventate. Mi-ar fi plăcut să avem discuția asta, pentru că oricum o aveam în plan pentru rubrica aceasta, iată, puțin mai târziu. A început. Nu mi-ați răspuns însă cam ce număr ar fi estimativ de vorbitori de limba romanii din cercetările și din statisticile făcute de... Păi, eu v-am răspuns procentual. Procentual, ca număr pentru nu că putem avansa un numărul număr. Pentru că atâta numărul este... cert și incert. 600 și un pic de mii de romi la cel nivel oficial. Cel de la statistică, dar... cel pe care îl știm și în care nu credem niciodată. Iar cel pe care îl știm noi așa, cei care luăm pulsul comunităților zi de zi, aș spune, suntem în contact telefonic sau fizic cu oameni din toată țara. Noi știm că numărul e altul, poate de tocmai de aceea ar fi fost interesant numărul, domn profesor. Faceți tocmai pentru procentul că... și este foarte simplu. Procentul de 62%. Am înțeles. Bun. Știu că, mă rog, din ce am mai citit, primele cuvinte scrise în limba romani în Europa sunt de undeva, datează 1547, mi-am notat eu pe undeva pe aici. Andrew Bord. Andrew Bord, englezul Andrew Bord, Andrew Bord le-a consemnat. Cum a evoluat limba romanii scrisă din acea perioadă încoace, domnule profesor și doamna profesoară, pentru că în aceeași măsură sunteți autorizate să vorbiți despre acest lucru? Eu în 2003 legat de... O să o ajut atunci. Vă rog. Ce se întâmplă? A fost studentă doamna Elena Radu. Așa, și a fost și la cursul de master, la masterat pe traducere romanii. Ce vreau să vă spun? De atunci și până acum s-a scris și se scrie în varii formule grafice. Asistăm la o, așa să-i spun, o îndârjire din partea multora de a scrie în alfabetele naționale. Întrebarea e simplă. De ce? Oare nu aveți mândria de a scrie într-un alfabet propriu? Un răspuns posibil pe care l-am aflat din discuțiile cu diverse persoane este, domne, romii abia înțeleg alfabetul țării în care trăiesc. Asta de nu, ce nu trebuie să mai venim acord noi cu un alt alfabet? Nu nici eu nu sunt de acord. Asta e o auto
stigmatizare. Adică vrei să spui că nu ai puterea minimală de a să te înțelege, de a învăța în 10 minute încă 5-7 litere. Exact așa am vorbit cu cineva, exact. I-am spus, nu știu dacă de 10 minute, i-am zis 5-7 minute poți să înveți acele caractere, în plus care ar apărea față de alfabetul. Dar ce să spunem cu limba maghiară sau limba cehă sau limba polonă? La maghiară cel puțin ai vocale lungi, scurte. E complicat pentru toate popoarele lumii să scrie în... Nu știu de ce, dar eu întreb ca mândrie etnică. De ce să scriu în alfabetul altuia? Că tot timpul vreau să mă regăsesc în arsenalul meu etnic, nu? Romii vor... Și slavă Domnului, și-au păstrat din India cutumele, au păstrat portul, au păstrat foarte multe lucruri, limba. Atunci de ce să nu, să nu existe și o grafie comună, cum s-a inventat de fapt, grafia s-a adoptat, sigur. A fost stabilită de un grup de lingviști, de un grup de oameni? În cadrul congresului al patrulea de la Varșovia din aprilie 90, grupul de lingvistică, de lingviști, acolo era condus de marele fonetician francez René Gzel, deci nu erau acolo numai niște romi care vorbesc limba și au ei așa o simțire aparte față de limbă. Au fost lingviști, au fost... Este asociat și cunoscut ca alfabetul lui Curtiad. Aici e vorba de invidie, să spunem, și retroactivă. Adică omul se naște azi și e invidios pe cel pe care l-a inspirat Dumnezeu acum 27 de ani, 30 de ani, să facă acest alfabet care, după mine, este dumnezeiesc, este perfect. Și din punctul meu de vedere, ca și cunoscător, și poate aici veți interveni și dumneavoastră, doamnă profesoară, acest alfabet standardizat al limbii romanii exprimă toate sunetele posibile care pot fi exprimate în această limbă. Doamnă profesoară. Cu siguranță. În 2003, că tot spuneam mai devreme, ai amintit că am fost student a dânsului, în 2003, în amfiteatrul la Facultatea de Drept, m-am trezit vorbind, auzindu-l pe domn profesor, vorbind în romanii. Și atunci mi se părea o chineză. Zic, dar eu nu înțeleg ce spune dânsul. Eu am înțeles de la început, trebuie să mărturisesc. Nu, așa nu. Alte 97, unele 97, cuvinte, în dialectul meu aveau alt sens. Cum ar fi nachel. La mine avea sensul nu numai trece, de a trece. A trece, dar da. La mine are și sensul de a boteza. A boteza, adică l-a trecut prin apă. Prin fereastră? Nu. A trecut de la impur la pur. I-a atribuit un al doilea nume. Deci este legat de ritualul. Am înțeles. Practicat încă, nu, i se atribuie. Dar asta nu anula sensul clar inițial de a trece. Verbul a trece. Trece și a face să treacă în nacavel. Nacavel, da. Și erau mai multe cuvinte care... Vachiarel. Când la mine e acasă se zice borizel sau zborizel. A vorbi, și adică, da. Puteam pentru deduce. Că voi ați luat de la români acest... Din sobor, de la soborul românescul sobor, sau mă rog, slav, slavonul sobor. Asta pentru că părinții mei originari sunt din estul țării, din Moldova. Și dialectul este ursăresc, aparțin unui neam de romi ursari. În școală este mai greu, cel puțin în mediul urban. Sunt diferențe care sunt, până la urmă, normale. Există și în limba română acele diferențe de zonă, adausuri, arhaizme, împrumuturi și așa mai departe. Înseamnă acest lucru că romii ursari nu se pot înțelege cu romii căldărari sau se cu alții? Se pot înțelege. Spuneam că spațiul școlar este cumva mai greu pentru că în școala unde eu activez, elevii mei nu vorbesc limba acasă. S-a pierdut cumva. În cartier. Vorbind de reconstrucție identitară prin limbă, da. Și totuși mai am câțiva gabori care migrează în timpul anului și câțiva spuitori. Și îmi spun, doamna, dar nu înțeleg ce spuneți, dar parcă nu-i chiar așa la mine în familie. Da, și bravo, atunci, felicitări, așa e. Trebuie să-i spui. Și atunci le explic și cum e în celelalte dialecte și cum ne-am putea înțelege.
Nu avem alte metode, fiecare alt cadru didactic are metoda sa. Copiii înțeleg și ei au găsit o altă modalitate de a exprima. Spun, noi știm limba internațională la școală. E adevărat. Așa spun ei, limba internațională. Comună internațională. Asta da. Pentru că de-a lungul anilor, domn profesor a mai invitat, sau din propria inițiativă, au venit romi din diferite școli din Europa, în spațiu școlar. Și atunci limba comună nu a fost nici de cum franceza sau engleza. Canalul de comunicare a fost limba română. Limba română, da. Și atunci copiii au zis, păi dacă e din Franța și celălalt domn era din Anglia, păi avem ceva în comun. Și același... Și de acolo sintagma de limba română comună. Dar, domnule profesor, am mai auzit și nu la oameni care nu știu, ci la chiar persoane care au trecut prin școala dumneavoastră de limba română. Sarău. Prin școala lui Sarău, ca să zic așa. Oameni care zic limba română standardizată. Personal... Și tot trecând și eu pe la școala dumneavoastră și din cercetările mele, vorbim despre alfabetul standardizat, vorbim despre o normare, limba românii normată, dar nu de limba românii standardizată. Da, există această sintagmă? A fost o sintagmă nefericită, nu promovată de mine la început. S-au grăbit, crezând că dacă se adoptă un alfabet internațional, deveni standard. Da, e și limba românii standard, limba, aici nu putem vorbi despre acest lucru. Limba trebuie descrisă, se face o inventariere a tuturor izvoarelor scrise, orale și așa mai departe. În România am avut norocul că, cum se spune, viața bate filmul. În 1990, înființându-se cele trei clase de viitori învățători la liceele pedagogice din București, Bacău și Mureș, trebuia să și trecem la elaborarea de instrumente de lucru. Programă școlară, manual, dicționare și așa mai departe. Și atunci am fost nevoiți să găsim încă de atunci soluțiile încât, ce spunea Elena, să răspundă acestei varietăți lingvistice, diversități, din sala de curs. Vom dezvolta despre normarea limbii, despre implementarea limbii romani în școala din România, la nivel de liceu, de universități, de școală generală chiar. După o scurtă pauză, revenim, dragi prieteni, rămâneți alături de noi, vorbim despre limba romani, o limbă care trăiește în mijlocul nostru, dar pe care de foarte multe ori nu o cunoaștem sau o cunoaștem într-un fel care ne face să o privim, să o auzim cu prejudecăți. Nu plecați! Revenim în câteva momente cu amănunte neștiute despre istoria romilor și a limbii romani. Această dată de 16 iunie, ca zi a limbii romani, a pornit din România, domnule profesor, în 2006, a zis dumneavoastră. Da, pot să vă spun, sigur, mai înainte de 2006 era vorba, de 1998, eparul Cristian de la Târgu Mureș, cu un lobby local al tuturor minorităților, au decis ca această zi să fie dedicată limbii romani, amintind de lansarea primului dicționar rom-român în holul Palatului Culturii al dumneavoastră, realizat de dumneavoastră, al meu, în 1992, exact în această zi de 10 iunie, dar în 16 iunie la București, la librăria Mihail Sadoveanu. Și atunci probabil că UNESCO a preluat-o de la România. Atunci s-a făcut un lobby local, a fost inclusă, dar aveți dreptate, în 2006 am elaborat un calendar cultural al romilor, cu destinație școlară. Fiind cu destinație școlară, l-a aprobat doamna secretar de stat de atunci, doamna Pastor Gabriela. El are și o variantă în engleză. A avut mare succes acest calendar pentru că, iată, el este folosit de toate instituțiile statului, este lucrat, este pus în lucru, cum se zice,
Da, fiecare dată de acolo este exploatată și sărbătorită. Ceea ce este foarte ceea bine. Ceea ce este normal să se întâmple și lucruri pe care l-au făcut și alte etnii, dar la momentul respectiv al evoluției lor. E, ce se întâmplă și nu se știe, este că ideea asta a ajuns și afară. În 2008, când a avut loc congresul de la Zagreb al romilor, deputatul romilor de acolo, care este rom, Velko Kajtadze, deputat în Parlament, nu? În Parlament și este cu doctorat în karate la San Diego, prietenul nostru, a avut această inițiativă de a declara în cadrul congresului limba romanii pe 5 noiembrie 2008 ca limba internațională a limbii romanii. Ei, fiind un cadru internațional, ideea noastră a fost ușor apropiată, însușită și bine că s-a întâmplat așa, pentru că romii din Croația, domnul Velko Kajtadze, an de an, inclusiv pe mine, mă invită acolo la o sărbătorire frumoasă a limbii romanii. E, de atunci, această zi a devenit ziua internațională 5 noiembrie, iar ziua noastră de 16 iunie este ziua națională. Și atunci de ce se spune ziua mondială a limbii romanii? Nu, ziua națională a limbii romanii, adică la noi în România. România, da. Cea de 5 noiembrie este ziua internațională a limbii romanii. Și noi le respectăm pe amândouă. Sunt, nu, cum avem și Holocaustul, nu? Sigur. Este o marcare la nivel național, o alta la nivel internațional. Dar este foarte bine că e așa. În definitiv, este vorba despre o limbă vorbită de mulți oameni în Europa, oameni care de multe ori sunt dați deoparte din varii motive, sunt respinși, au fost excluși și așa mai departe. Dar întorcându-ne la zona, la spațiul românesc, domnule profesor, dragi prieteni, trebuie să spun, domnule profesor, iertați-mă, domnul profesor Gheorghe Sarog nu este de etnie romă. Este român. Dihen Sargajar Elman. Vedeți cum mă face gajeu? Nu, am zis că nu sunteți de etnie romă și de ce spun acest lucru? Ca un fapt interesant, domnule profesor, că un nerom, iată, este interesat, a fost interesat și a implementat limba, studiul limbii romanii în școală, pornind de la școală generală, liceu și în universitate. Îmi place această provocare pe care mi-o faci, pentru că oamenii simpli care au dăruit de la Dumnezeu să le placă limba lor, să se ocupe de, să se preocupe mai mult, dar n-au studiile necesare. E bine să afle că mai întâi trebuie să-ți updatezi, să-ți aduci studiile de specialitate la zi. În momentul în care eu am început să mă preocup de limba romanie, eram student la facultate de limbi și literaturi străine. Dar nu la romanică, nu exista. Nu la romanică nu exista. În 1983, când terminam facultatea, am început să mă interesez de această limbă și am rămas până în 1989 decembrie robul Bibliotecii Naționale, al Academiei și așa mai departe, al Bibliotecii Centrale Universitare, căutând orice textuleț publicat în reviste, în ziare, orice carte care avea un mic text. Eu de acolo personal am învățat. Mi se pare destul de curios, domnule profesor. Și acum vreau să-ți spun, acela a fost un hobby. Eu sunt unul din oamenii fericiți care am transformat un hobby în profesie. Și nu m-am gândit niciodată că acei 5 ani sau câți vin, 7 ani, 83 până în 99, de muncă, de... De cercetare personală. De cercetare personală, pur și simplu, hobby. Mă vor duce pe un drum care, iată, când acum după 27 de ani ne uităm, n-a fost întâmplător, el a fost ales de... De sus. E de vlestar. Dumneavoastră sunteți un om credincios, asta o știm. Și de asta oamenii care mă urăsc degeaba, pentru că de fapt îl vor urâ pe Dumnezeu. Asta a fost opțiunea lui Dumnezeu, să-mi dea mie acest dar și această povară pe care am dus-o și o să o mai duc dacă o să fiu sănătos și pot să mă ocup mai mult. Iar cei care au aceste dorinți de a se ocupa de limbă, să o facă, să vină nu la mine neapărat, îl pot trimite și la alții, să vină să-și facă studiile la zi,
să învețe, să fie preocupat, să plătească acest tribut de 7 ani de biblioteci, de documentare, fără niciun interes. Abia la a noua carte pot să spun că am luat și eu niște bani mai mulți. Da? Cartea numărul 9, publicată în 1999, Cărți de romi. Cărți legate de romi, da? Am luat $1000, unde e, că e la modă. Dați de Fundația Soros. Așa. Ați deci fost sorosist, domnule profesor. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles că am fost. În sensul că dacă nu îmi dădea banii, nu puteam să-mi cumpăr computer să fac alte cărți. Dar de condus tot nu conduceți mașina, din câte știu, chiar dacă nu aveți carnet de foarte multă vreme. Nu, și am avut nesimțirea să mă duc să-l prelungesc. Să nu-l pierdeți. Niciodată. Bun. Domnule Radu, aveți experiența nu numai a școlii 136, ci a multor întâlniri cu studenți, cu profesori din alte părți. Cum privesc, la modul obiectiv, la modul simplu, uman, ce spun oamenii despre... Ne-ați povestit ceva mai devreme, că ziceau acei copii, nu vorbește ca la noi, nu e ca la noi. Dar ce concluzie am putea trage din... Concluzie. Ce am putea extrage din ce spun oamenii relativ la această dihotomie, să o numim între ghilimele, între limba romanii comună, predată, literară, predată în școală, și limba simplă vorbită acasă? Nu numai în școală există o incertitudine în ceea ce privește studiul limbii romanii. Mă mai întreabă colegii sau pe la diverse conferințe pe unde mergem. Tu ce predai în cadrul didactic? Limba și literatura romanii. Ce anume? Există așa ceva? Pe bune? Adică ce? Un fel de țigănească? Și le zâmbesc și încerc să le explic științific. Și nu înțelegem. Și atunci, cum mie îmi place să spun, explic în limbă simplă, ca nămasă lapte, ca să înțeleagă așa cu toții. Este destul de dificil în spațiul școlar pentru că limba romanii este la nivel de opțional în școală. Și atunci trebuie să le vorbesc părinților. Nu opțional. Ca să fie introdusă, ține de opțiunea părinților. Nu, este limba în trunchiul comun. În trunchiul comun. Dar ține de opțiunea părinților dacă își trimit copiii să studieze limba sau nu. Da. Și acum, după noul plan cadru, că sunt 4 ore pe săptămână, părinții se lasă ușor manipulați de către alte cadre didactice care văd o pierdere de timp a copilului, un pericol să studieze limba romanii. Și atunci eu vin și le povestesc copiilor, nu numai copiilor, și părinților, care sunt toate avantajele pe care le pot avea de-a lungul anilor. Și care ar fi avantaje? De exemplu, că am vorbit cu cineva, e adevărat că sunt niște ani de zile, cred că undeva prin Ardeal, care îmi spunea că la noi se predau toate materiile în limba romanii până în clasa 8-a și mi-am ridicat un semn de întrebare, vă mărturisesc, domnule profesor și doamna profesoară, am zis, ok, dacă copilul ăla învață biologie, istorie, chimie, să zicem, în limba romanii, matematică, ulterior el se va duce la un liceu în limba română, că nu știm sigur că se va duce la limba română. Și ce dacă? Când este deja matur. Și ce dacă? Primează foarte mult faptul că se familiarizează cu școala. Școala nu mai e spațiul ăla străin. Și apoi, Elena, ei dezvoltă. Nu sunt robi de limba română, obligatoriu au între 4-6 ore pe săptămână de română. Limba română. Deci nu scapă. Cel care alege studiul integral în propria limbă, vezi maghiar, german, croat, eu știu, automat, prin planul cadru, are ore de limbă română. Ziceți de maghiar, domnule profesor, dacă acolo lucrurile sunt un pic mai simple din punctul ăsta de vedere, că există administrația foarte, maghiară, să zicem, și administrația poate fi în limba maghiară și așa, la romi lucrurile nu stau așa. Și atunci, acesta era semnul meu de întrebare, știți? Oamenilor trebuie să le explicăm de fiecare dată. Trebuie să fie un potențial cadru didactic care strângi semnăturile de la părinți. Nu toți părinții, pentru că mulți dintre ei sunt cei de care vorbeam, cu 4 clase, 5 clase, 6 clase. Cei mai mulți dintre ei sunt așa. Utilitatea limbii. Ce eu am, dacă știu limba, ce am. Dar ce îmi folosește, da. Ce îmi folosește. Asta încercasem să vă spun, că primul nivel e datorat mamelor. Al doilea e datorat școlii. Dacă acel copil care știa sau nu știe, cum a spus Elena, dar vrea să-și reclădească identitatea lingvistică romanii, poate să o facă în context școlar. Deci să zicem că a venit la școală și alege
studiul limbii romani. Deja va avea o deschidere largă spre toate dialectele corect, lumii. De acord cu dumneavoastră, total. Spre unitatea limbii romani va avea... De fapt, ce se întâmplă? Care a fost secretul nostru, ca să știe lumea care se întreabă? Da, secretele acum. Ce e limba asta? A fost foarte simplu, natural. Am spus, nu alterări fonetice în manuale, adică nu acum amu, acuși, acușica, acușila, ca să dau un exemplu din română, ci acum, în toate manualele scriem acum. Nu acum, nu amu, nu acum. Al doilea demers. Toate sinonimele sunt bune. Pe rând le vom da cu notițe de subsol, nu? Și ultimul demers este legat de formele vechi nealterate ale cuvintelor. Și ultima a patra a fost la nivel internațional. Păi spre ce ne uităm? Ne uităm spre lexicul de proximitate imediată, adică mă iau de la român, de la maghiar, de la bulgar, de la turc cuvinte, să zicem aici în România, când engleză. Vorbim de limba romani. Păi mă uit și eu la limba engleză, că n-am nicio șansă să spun nu știu ce cuvânt românesc, pentru care voi vedea în jurul meu grimase. Și atunci dacă spun concluzia și acelea, din engleză, foarte din, multe din, sunt internațional. Din limbajul administrativ grecesc, să spunem, luate din grab, că nu arhiva, telegram, așa și mai departe. Ne apropiem, recunosc, mărturisesc, cu părere de rău, aș fi vrut să dureze discuția aceasta mult mai mult, pentru că e nevoie să se vorbească despre limba romanii și nu numai pentru cei care nu cunosc limba romanii, nu numai pentru neromi, ci chiar pentru romi, pentru a înțelege că această limbă romanii comună, de fapt, nu face decât să ajute să se înțeleagă mai bine dialectele, graiurile, unde există anumite diferențe, să zicem, să se accepte. Și să unească. Și să unească, pentru că, iată, sunteți pentru unire. Asta e. Eu zic asta că... e cuvântul cheie. Voi n-ați văzut pe Facebook și pe rețelele electronice câtă răutate din partea unor... Și rog pe domnul Rupiță să nu taie acest lucru, că așa se va perpetua, cum să zic, o atitudine nepotrivită. Câtă ură la unii dintre romi față de mine, numai că sunt gajeu, că sunt nerom. Că nu ne poate ăla învăța, dar v-aș întreba, dragilor, și pe noi românii, și nouă românilor, ne-au fost de mare ajutor evrei. Domnule profesor, doamne Elena Radu, mulțumesc frumos pentru prezență, vă mulțumesc, domnule profesor, dragi prieteni, am vrut să vorbim un pic despre limba romanii, să marcăm această zi de 16 iunie, iată zice domnul profesor, ziua națională a limbii romanii, deși în calendarul UNESCO este menționată ca zi mondială. Vrem să vă oferim o scurtă mostră de limba romanii, vorbită de un nerom, omul care a implementat învățământul în limba romanii în Universitatea din București și în toate celelalte eșaloane secunde inferioare ale învățământului. Domnule profesor, mangaftut penamenge tumaro mesajo romanes, le romenge le gajenge nabaro mesajo savorenge. Savorenge. Vă rog, domnule profesor, să ne transmiteți mesajul. Romalen astea. Gajalen avdives iec bud baro dives le romengo. Odives e romane cibiaco. O mascar temodno dives e romane cibiaco, tai amenge celio lamente prenas so cadava divesi o temutno nazionalo dives e romane cibiaco. Savore nazienge, savore nazienge. I edaiaki cipsi bud gudli pativali buti. Edaiaki cipsi te avel siklili kataro chavoripen, ciko meripen. Dihen sostar tume sen akarde te aven skoliate, te barvaliaren tumare tumari daiaki cib andi skola, skoliate. Mai dur, si te resen ki facultetă, te avem vicotete si cloven, i ceaciutni romani gentricani cib, coiec but o prutno nivelo. Dihen numai cadia aști,
te barvaliarasi romanici, cadia aștite spidas la mai dur, te namerel sarna, muligia cana, nais e romane da iange de iange, save hastranile cada iacib, save cadala da ia de ia, namuhlete merel cada iacib, te avel shundige avdives, e dihens ostar savoresite laciaren, tu mare romane gianglimata, andari romanici. Dihens ostar site chramosaren, te scrisaren li la, romane cibiate, te chiden andaro barvali pen, e romane cibiaco, andar tu mare gava, andar tu mare prada da, Sasso si sovnacai, taiteanen les anglal emanuscende, printisarindoi, cherindoi lila, taite cadia nastite mereli civ, avela ramosardi, avela sar documento e cibiaco, avere avutne roman emanuscende. Naistumenge raia siclarnea, naistumenge ranie. Dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Emisiunea Și eu m-am născut în România merge mai departe. Spre final, ascultați muzică bună cu cei mai îndrăgiți artiști. Urmăriți cea mai mișto emisiune cu și despre romi. Potrom-ti-lor, rofer-mo-ci-a-vo,
put lovești, mi domni te ave.
Dragi prieteni, în aceste momente de înălțătoare bucurie spirituală, unde este colega mea Zita Moldova? Unde ești? Unde ești, Zita? Am onoarea să... Aici sunt. Ce credeai? Nu credeam nimic, întrebam. Nu, ai început așa, foarte, cum să zic, plin de verbă, ce ai zis? Da, le spuneam prietenilor noștri telespectatori că tu tocmai semnezi un contract foarte important cu o casă de filme din o altă galaxie și le povesteam. Da, am contactat unii de pe Marte, ai dreptate. Da, de unde știi? Informațiile sunt... Băi, dar nu poți să faci nimic, Sorin Sandu, află tot. Da. După care... Auzi, mi-au mai zis ceva și trebuie să le spun telespectatorilor, că nu pot să așa... Deci, dacă tu poți să dezvolui secretele, datele din contract... Cori Donosan, așa îl cheamă. Cori Donosan. Da, e un producător de pe Marte foarte important. Că dacă aș putea cumva să vin și cu colegul meu Sorin Sandu și a zis, nu știu frate, că e foarte ocupat, el e cu... Dragi prieteni, în cazul în care aceasta a fost o emisiune serioasă până acum, nu luați în seamă această ultimă parte. Deci, Holding Khan, ce îi spun? Nu, că ai zis că îl chema altfel, mi-am mai zis cum îl chema, asta e cum îl chema. Așa, și pe el cum îl chema pe primul? Stai. Don Listan. Trebuie să verificăm un pic caseta, dar... Sunt... Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Da. Nu uitați, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Auzi, în Marte au Facebook și, acolo. Da. Și dați-ne like-uri și părerea noastră să plecăm amândoi pe Marte sau doar unul să plece pe Marte. Păi, dar eu n-am semnat contract. Păi da, mă, dar mi-au zis și de tine, ai răbdare, contractul nu vine așa cu una, cu două. Să ne vedem sănătoși, te dicasam însă, asta este o sabato caravel. Până sâmbătă viitoare, toate cele bune, te avem Bactale Romale. La revedere!